Bun venit la scena sportului, astăzi vom discuta despre fotbal, având invitați în studio pe domnul Cruționel și Vasilică Horodnic, reprezentanții clubului Academica Gălănești, Academica Gălănești care a terminat pe locul întâi turul de campionat a seriei a doua, Ligia 5 -a la fotbal. Domnilor, pe această cale vă urez bun venit în studio Cromtea. Mulțumim pentru invitație și bine v-am găsit. Aș vrea să vorbim la început, Vasile și Ionel, despre acest proiect Academica Gălănești, pentru că este un proiect reluat, repus în funcțiune, dacă putem să-l numim așa, domnul profesor Pancu, cred că pornise proiectul cu Academica Gălănești, s-a stopat la un moment dat. Ați început din acest an cu planuri mărețe, cu un lot numeros de jucători. Ce a condus la, la, la reînființarea clubului Academica Gălănești? Da, după cum bine ați precizat, clubul Asia Academica Gălănești a luat naștere în anul 2016, prin uh, grija și implicarea domnului inginer Pancu, care, din păcate, nu mai este printre noi. După care, domnul Crăciun Doriel a preluat atribuțiile și marea dorința noastră de a continua folbalul la, la Gălănești. Ne-am cam zbătut, așa să zicem, vreo 3-4 ani un pic în anonimat la nivelul Ligii A5, pentru că nu nu reușeam să ne clasăm între primele clasate, dar odată cu venirea domnului Cruționel și cu păstrarea acelui nucleu din partea administrativă a clubului, ne-am propus ca, începând cu sezonul competițional 2021, chiar 2020-2021, dar desigur afectați un pic de contextul pandemic, să facem o treabă mult mai serioasă la Gălănești. Și asta, în primul rând, am zis pentru că, având în vedere că sunt alocate resurse financiare, haideți să încercăm să dăm al cezarului ce este al cezarului la urmă. Și am zis, ok, prim, ca și prim obiectiv să închegăm un, o echipă bună, relativ omogenă din punct de vedere al relațiilor de joc și să atacăm promovarea în eșalonul al 4 la nivelul ligii. Da, Ai făcut din, o, la nivel, o frumoasă introducere -a. ca să pasăm așa să, pentru că toți trei am jucat fotbal Vasilic și noi am jucat și împreună da. uh, Hai să pasăm la Ionel și să-l întrebăm pe domnul Cruț uh, Ionel, de unde e pasiunea asta pentru fotbal în primul rând și de ce te-a uh, te făcut în primul rând să te implici în acest proiect academic a Gălănești, care, iată, prin implicarea ta, a adus foarte mulți oameni pe lângă echipă, a adus foarte mulți jucători. Sunteți o echipă cu un lot foarte numeros, aveți vreo 25 de jucători, cu rezultate foarte, foarte bune. Implicarea mea m-a motivat cea mai tare pe mine personal, fiindcă eu când am jucat fotbal cât am fost mai tânăr și am jucat fotbal pe la Horonic sau pe unde am mai jucat, nu a fost nimeni care în spate să te promoveze, să încerce să facă ceva pentru fotbal. A fost doar așa, de azi, de acolo. Să jucăm fotbal, mâncăm un mic, o bere și acasă. Venind la și am văzut că este un lot, avea un lot cu câțiva jucători foarte buni. Am zis că aici este vad în care se pot face performanță. Adică performanță în ghilimele, că treptat trebuie să o luăm, că de, suntem numai la Liga 5 momentan văzând lucrurile că o decurs bine, zis, hai să mai implic. Și am adus câțiva sponsori, am încercat să facem vestiarele și încet, încet, cu oameni serioși, am pus uh, Academica Gălănești pe culoar bun. Adică, deci spus, hai, să, hai să, completăm, că e, uh, așa cum a spus și fi, că staful administrativ în mare parte era făcut, era din trecut, da, aveți domnul Doriel Crăciun, îl salut pe această cale, trebuie să vină și el la emisiune, dar problemele personale l-au reținut. Domnul Zbiera, care a fost delegat și în trecut și este și acum, susținerea din partea primăriei a rămas la fel prin domnul primar Mironescu, Uh, v-ați apucat, în primul și în primul rând, de baza materială. Pentru că, acum, vă că trebuie să fim sinceri, era cam un paragină. Ce era pe acolo, pe sub stadionul de la Gălăniști, pe da. sub tribune, era dezastru. Uh, v-ați apucat și ați făcut un lucru care nu s-a făcut, cred că în ultimii 20 de ani, la și în, în speță, ați renovat vestiarele, în primul și în primul rând. După care v-ați ocupat de echipament, de mingi și, nu în ultimul rând, Ionel, ați reușit să aduceți mulți jucători spune de unde sunt jucătorii și cum ați reușit sau care a fost planul uh, de la început să faceți să fie totul așa să decurgă, să aveți cele mai bune condiții pentru antrenament și pentru joc. Deci jucătorii care am adus acum i-am adus din partea Voronicului, că s-a desfințat echipa de la Voronic, de pe la Vicov ceva, noutăți, de pe la Frătăuți, tot așa din cauza că s au desfințat câteva echipe care nu, cred că nu mai puteau face față în Liga 5, -a, nu au avut fundul, nu au avut susținere. Și am ales ceva ce -i e mai bun, ceea ce ne lipsea nouă. Problema e că înainte, și înainte erau jucători la Gălănești, doar că erau foarte, nu știu cum să zic, nu aveau caracterul ăla de să spui, bă, da, vin duminica la fotbal, azi vine, mâine nu vine, deci se străca echipa, atmosfera în echipe din cauza lor. Și pe aia am eliminat încet, încet și am încercat să facem un nucleu de jucători cu caracter, oameni care au familie, care înțeleg o responsabilitate care îi se dă pe umeri. Sunt niște chestii care e de bun simț, până la urmă la echipă și cum v-am zis, prima dată când am făcut vestearele eu am avut de lucru și cu domnii de la bloc că erau vestearele în vesteare să țineau lemni. Cu aia am avut scandal, că de ce mai implică, de ce e așa. Dar trecutul echipei găl din Gălănești, Carpații Gălănești care au fost înainte, te împingi de la spate să faci niște lucruri care mă, măcar să nu o ștergi cu buretele chiar tot ce a fost, să mai rămâi ceva în urmă. Și am făcut prima dată două vesteare, că ne schimbam afară. Or, la fară, or, sau or, peste or, drum exact, sau la da, cămin sau la unde mergea înainte în primul rând din punct de vedere regulamentar nu era ok și nici nu trebuia să vă lase n-ai voie să părăcești în cinta baze sportive să te deplasezi în altă parte, se pot întâmpla accidente numai pe deplasarea sau la da, deplasarea coroț. la și dinspre uh, vestiare dar uite că încet încet ați făcut uh, acele vestiare terenul arată foarte bine, Super suprafața bine. de joc este foarte bună, era păcat să rămână în paragină un stadion ca cel de la Gălănești, ai adus deja în discuție despre Carpați-Gălănești, un club de tradiție în fotbal românesc, un club care a fost pe harta fotbalului național, a activat ani buni la Liga a iată că încet, încet ați început cu cine faceți antrenamentele, cine vă conduce de pe margine și uh, cam care ar fi media de vârstă a jucătorului? Vasilica, care cum sunteți? Că și tu și Ionel mai intrați și voi când este casă. Da. Din punct de vedere al tacticii de joc, să zicem așa, al pregătirii, suntem uh, câteva persoane care ne ocupăm de acest lucru. În primul și în primul rând ne bazăm pe experiența și pe devotamentul domnului profesor de Alexandru. Cel ne ajută cel mai mult pe partea tactică și de pregătire, când ne permite timpul, chiar peste timp de săptămână efectuăm uh, o serie de antrenamente, când nu efectuăm acele amicale care să ne ajute să, după cum a zis la început, să legăm, uh, să facem acea echipă omogenă, ceea ce se cere. Dacă vrei să faci performanță, trebuie să ai omogenitate la nivelul lotului. Desigur, eu și domnul Cruț, când intrăm dacă este nevoie, o facem cu mare drag, însă dacă nu ajutăm echipa de pe margine. Deci mereu noi încercăm, ca și tactică, să avem un jucător antrenor în teren și una, două persoane, zicem așa, antrenor secund la margine, ca să ajutăm echipa să oferim acele indicații tehnico-tactice în, în, beneficiul echipei. Și desigur să nu uităm pe domnul Mitică Zbiera, care desigur ne ajută enorm cu experiența dumnealui din, din formal. Uh, media de vârstă, care ar fi unul? Pentru că ai spus deja că sunt jucători cu familie, cu uh, responsabilități. Eu am o mare of, eu am vorbit și cu președintele Asociației Județene de Fotbal, eu sunt unul din uh, contestatarii regulii de a nu avea juniori în teren. Deci, eu de când știu și Vasili că cred că ai fost unul din juniorii obligatorii pe vremea când se juca fotbal cu juniorii în teren. Din punctul meu de vedere, Liga 5 este nivelul amatorismului și a fotbalului jucat din plăcere și nu ar trebui să fie ambiții și golăneli și alte ranchiuni și se pot crește copii acolo, atât la Liga 5 cât și la Liga 4 A dispărut această regulă cu juniori, atât la Liga 5 cât și la Liga 4 și am văzut multe echipe în județul nostru care sunt aproape de old boys, decât de, nu știu, un nivel de vârstă care să permită să faci un fotbal competitiv de performanță să-ți propui ceva pe viitor. Acolo este ceva doar de moment pentru a bifa o duminică la fotbal. Cum stați cu media de vârstă? La noi dacă s-ar introduce această regulă, noi am fi în grafic. Fie că noi avem în primul 11 teoretic care joacă permanent cu 4 juniori. Deci până avem la 15 ani, 16, la 17 ani. Deci avem... avem și copii mici, dar avem și oameni în toată firea care sunt cu să-i putem rula, că dacă pui toți juniorii, lipsa de experiență își spune cuvântul. Și ar trebui să ceva cu experiență. Și avem și la 35, la 30 de ani. Dar o medivă să cred că univa la vreo 25 de ani să învăță aici echipa noastră. Ok, ar fi o echipă cu experiență, o echipă da. destul de coaptă, nu, nu putem spune chiar matură, la 25 de ani încă nu putem spune că sunteți cu o vastă experiență în spate și așa, probabil că eu am văzut jucători la voi la Gălănești pe care nu i-am mai văzut sincer pe la alte echipe sau nu știu, poate au fost pe la Gălănești, undeva la Gălănești la Horodnic și nu i-am văzut jucători care, nu știu, poate unii dintre ei sunt chiar debutanți la nivelul fotbalului, exact, exact. hai să spunem organizat, că nu e profesionist la Liga 5. -a. Este așa, Basilică? Da, așa este, după cum ați precizat sunt câțiva jucători care intră în contact chiar pentru prima dată cu fenomenul, cu fotbalul, dar n-au avut probleme de integrare prin efectuarea meciurilor amicale, meciuri pregătire, antrenamente. Băieții s-au adaptat, s-au integrat foarte bine în, în, colectivul de la, de la Academica Călănești. Până a, a trece la partea de viitor, să vedem ce planuri aveți, ce urmează, Hai să revenim la ceea ce s-a întâmplat astă vară. Ați reorganizat clubul, ați făcut investiții materiale în primul rând și v-ați apucat de treabă. Da? O pagină de socializare foarte frumoasă, foarte bine pusă la punct, care ține la curent iubitorii fotbalului, iubitorii echipei din Gălănești, cu ceea ce faceți voi în meciurile de pregătire și în meciurile oficiale. Ionel... Cum v-ați gândit să puneți în aplicare uh, această strategie de a face o echipă competitivă, omogenă, așa cum a spus și Vasile? Adică știu că ați avut un număr foarte, foarte mare de meciuri amicale. Prima dată și prima dată când am făcut proiectul, ne-am gândit la un proiect pe durată lungă, că odată de odată nu poți să le faci pe toate, am zis că prima dată trebuie să ne facem o echipă, să avem un picin baza. Uh, am adus jucători, chiar cum am spus și dumneavoastră, chiar prima dată, prima legimație făcută la Gălănești de amator, nu am mai jucat niciodată fotbal, o trebuie să facem multe amicaluri ca să vedem care și cum se descurcă și acum, de exemplu, facem amicaluri care vin jucători noi care nu au treabă, nu au mai jucat da, niciodată Da, da, o să echipă. vorbim despre de treaba asta, Așa? pentru că voi ați terminat campionatul pe locul întâi, dar văd că aveți deja, sunteți, cred că, la al patrulea amical consecutiv, deci țineți jucători în priză, cum ar veni. Așa. Prima dată și prima dată ne-am făcut o pagină de Facebook, pentru a comunica cu suporterii care urmăresc online, suporterii care vin și personal acolo. Și așa, încet, încet, am început a pune... Da, prima dată au venit 30 jucători am avut. După am mai redus într așa, am mai adus alții. Nu merge treaba. Da. Cerințele sunt mari, nu toți îndeplinesc aceleași criterii de fotbal. Alții știu un fel de fotbal, alții știu alt fel de fotbal. Adică, teoretic, fotbalul e la același, la același fotbal, dar că cerințele pe postul lor. L am spus, Na. acum cu sprijinul lui Dorel Crăciun și cu primărie și așa, am zis că hai să pornim la drum cu o echipă competitivă. Și încet, încet, le-am făcut pe Cum ați uh, cristalizat un primul 11 în urma meciurilor amicale sau deja în momentul când uh, ai făcut acest lot de jucători, știai, x cu experiență, Y îl cunosc, Z a mai jucat la alte echipe pe postul ăsta sau ceea ce a spus și Vasile, multe meciuri pentru a vedea cum stați și a face un primul în specie competitiv, un primul în specie care a dat roade în cele din urmă pentru că sunteți pe primul loc. Deci la început am făcut câteva meciuri amicale și am introdus pe toți jucătorii prin rotație ca să vedem ce fiecare ce poate, pe ce post, cum poate și așa înainte de a începe campionatul am jucat câteva amicaluri cu echipa care chiar au jucat cam 80% din campionatul, jucat titular. Deja noi știam, aveam câțiva jucători cu experiență și câțiva tineret și aia care s-au discurgat mai bine și așa am, așa am cristalizat 11 lei care am jucat. Doar că, na, duminica mai apar și probleme și oamenii nu toți pot să vină, au probleme în familie sau ceva și mai aveam rezerve. Dar eu cred că dacă ar fi să jucăm Două echipe, la Galaniști am avea două echipe, din 24 de jucători, două echipe competitive de jucători. Chiar și rezervele, și titularii se ridică la același nivel, momentan. Acum, vedem, sper să seriozitatea să o păstreze pe viitor, să joace în continuare ceea ce știu și ceea ce le cere domnul antrenor. Acum vedem ce să fie pe viitor. Noi Ați făcut uh, un lucru foarte interesant, un lucru care, uh, în județ, nu știu dacă s-a practicat la nivel mai mare, nu știu, Liga 3, Liga 2, când era. Uh, cetatea, foresta. Ați făcut o prezentare a jucătorilor înainte de primul meci oficial pe care l-ați avut cu Salcea, la care am participat și eu și am văzut un lucru frumos. O prezentare a jucătorilor, o prezentare a sponsorilor cu uh, muzică, cu fumigene, cu tot ce ține de organizare, așa de un spectacol, un show, yeah. făcut pentru, pentru fani, în primul rând. Pentru că fotbalul este pentru spectatori, este urât în momentul de față când mergi la, la, la meciuri și mai avem încă vreo săptămână de restricții, nu știu dacă se va continua sau se va reveni cu, cu 30-50% sau cum era în funcție de incidență. Este un lucru foarte frumos ceea ce ați făcut voi pentru fani. Cum ați avut această idee și um, care a fost impactul de după? Ce au spus uh, suporteri. Eu, ceea ce a făcut la, prima, la primul meci prezentare, mi-am dorit eu ca fotbalist am. Eu când am fost la Horonic odată și am, eram rezervă, am fost fotbalist, wow. Și primarul actual care e la Horonica el era vice și primul meci care nu a jucat acasă, au dus o boxă și au făcut prezentarea fotbalistilor și așa. Mă credeți că mi s a făcut pielea de găină și eram rezervă. Și am zis, bă, asta trebuie mi aici la psihic, la, la, jucători. Că e pe chestia să trăiesc, pe impulsurile astea, pe bucuria aia de moment. Și am gândit așa, le-am visat. Zic că ar trebui să fac prezentarea. prezentare au automat și sponsori trebuie băgați în seama că ne ajută și ei cât pot. Și încet, încet, le-am pus din oameni de zile, tot le tot până la urmă le-am închegat într-o într realitate. Și oricum au fost și lumea mulțumită, să știți că a fost aproape la 200 de persoane în tribune atunci când, nu, când am făcut prezentarea. Și mai vin și acum în deplăsări și acasă oameni datorită faptului că au văzut că suntem bun, adică închegat sau cum să spun, Cute, o organizare -mă bună. Scuze-mă că tot am adus vorba de suporte și vorbeam și cu colegul tot la Dărmănești, liderul serii 1 din, din, Liga 5 -a. Și el, foarte mulțumit de faptul că au mulți spectatori acasă și vin foarte mulți în deplasare. Au zis că au avut meciuri, au fost de 40-50 spectatori, au dominat oaspeții fondul sonor al meciurilor. Și eu știu prea bine că se practică acea tradiție cu umblatul cu sacoșica printre spectatori pentru o donație pentru ceva pentru fotbaliști. Da, da. Vă ajută suporterii din punctul ăsta de vedere, bă, pun și ei un ban ă, acolo pentru bunul mers al clubului, pentru că banii aceia se duc în chestii de organizare. Așa este bază. Adică suplătești da. arbitrajul, asistență medicală, nu știu, un transport cuiva care vine cu mașina de nu știu de unde. Gustă, Mai luați voi un o masă după meci, uh, se implică spectatorii, aveți oameni care uh, știți că vin tot timpul și vin nu, în primul rând vin cu bucurie să vadă echipa academică a Gălănești și după care contribuie și financiar. Sunt să vă ajută cu ceva, suporteri. Da, din punctul ăsta de vedere, beneficiem de sprijinul persoanelor, adică în special lumea care vine la Gălănești ca să ne oparească, vin cu inima deschisă, vin pentru că, în primul și în primul rând, îi place formalul, și în al doilea rând, văzând că echipa merge bine, avem rezultate, desigur. Avem parte de acel sprijin necondiționat. Nu obligăm pe nimeni să facă acest lucru, cine dorește și are acea inițiativă proprie, este binevenit, și când poate să ne ajute, noi le mulțumim pe această cale. Ok, bine că am lămurit și această problemă, și acum aș vrea să revenim la meciul de debut. Un meci cu o echipă pe care voi a spus că nici nu o prea cunoșteați, pe cei în speță echipa de la Salcea, o echipă destul de bună, am văzut un meci la Gălănești cu un rit foarte bun de 15-20 de minute, dar asta denotă nivelul fotbalului de Liga 5. Adică asta cât a ținut bateriile toți cei 22 de jucători din teren. Adică a fost un rit cât au putut fiecare din punct de vedere fizic. După care v-a distanțat până la pauză cu 2-0, care avea să fie și rezultatul final. Dar am văzut uh, două echipe de calitate, mult peste ceea ce mă așteptam eu să văd la Liga 5 dar uh, pentru o perioadă mai mică, după care uh, s-a stins așa ușor, ușor. Uh, cum a fost debutul, Ionel? Ați avut trac, ați avut emoții, nu știați nici adversarul și după ce a urmat după meciul cu Salci? m am avut mai mare eu ca jucător, fiindcă... Noi făcând multe amicaluri cu Salcea n-am jucat niciodată și nu știam exact ceea ce joacă. Eu cu conducătorul de la sală ce mai vorbeam pe mesaj așa, și spunea că are jucători buni și așa, știți că mi-a fost un pis așa un oac în inimă, am zis că, mamă, acum de acolo mă, ce facem, da, și, dar băieții s-au discurcat foarte bine și au jucat chiar, chiar dacă am avut numai două goluri, noi puteam să facem mult mai multe, puteam da mult mai multe goluri, dar da, așa, s așa e minge rotundă și deci nu a intrat în poartă. După meci vă dați seama, a fost o bucurie, parcă am câștigat campionatul. Că doar noi fiind strâns, așa cu emoții, așa deodată când au bufnit, noi eram a deja... Fost primul meci, încărcătură mare, da. totdeauna, debutul, dacă este și reușit, este bucuria foarte, foarte mare. Ei, și-a urmat uh, pasul 2, 3 și tot așa mai exact, departe. Exact. Cum, cum a fost parcursul, uh, să vorbim până în pauza de publicitate, de parcursul echipei în, în turul de campionat? Noi am câștigat toate meciurile, doar un singur, adică am câștigat toate micile năvară din Stângurimești și la Stroiești, care am făcut egal. Dar aia din cauza terenului și așa au fost... Da, ne lipsă câțiva jucători atunci. Noi am dominat campionatul de la un cap la... coadă, cap, coadă, nu contează cum. L-am dominat, nici n-am avut adversari. Au fost care s-au mai impus, s-au mai... mai ținut un pic... așa cum se spune... Să vă țin în șac sau să vă... Da, țin așa, așa, bă... un pic, dar până la urmă tot noi am câștigat și oricum să știți, dacă se face totul calculat și se face cu implicare totală și devotament din partea jucătorilor, e ca la o la bicicletă, merge tot. Nu -are, are, cum să nu câștigi, nu are cum să nu meargă ceva bine, doar așa cum au fost la Stroiești, v-am spus, din cauza terenului, fiindcă noi avem jucători care sunt tehnici, care joacă cu pasă, cu încearcă, două profesor încearcă să-i spui să nu se mai de mingea în față și să fugă după noi, să, să încercăm să-l pasăm și așa, acolo terenul fiind prost, e oprins 200 la poartă de și ne l-au dat 2-0 și am egalat spre final, dar na, la un teren foarte bun și așa, cum avem și noi la Galeniu sau cum am prins și în alte părți, mai terenuri mai bune, nu am avut adversar pe planul local acolo unde în noi. Din punct de vedere <laughs> disciplinar, cum stați? Ați avut probleme? Ați avut un jucător eliminat în acest de campionat? Am avut doi jucători eliminați, dar doar nu din cauza fout, Două galbene. Din, din două galbene, din cauza protestelor. Că la noi încă mai este... E o mentalitate Exact. Greșit, care corect. mai, a, arbitru, așa. Arbitru niciodată nu o să-ți faza înapoi. Și la noi e greu să, mai ales ăștia tineri care prima dată veniți acum la echipii, nu știu cum funcționează. Dacă racnești la albitru, îți gândești că arbitru gata, de frică îi întoarce în nou. Îi mai dă un galben și e roșu. Două roșuri am avut. Din două galbine, da? Asta o, o minte și o zic că pe viitor o să tag din gură și o să fie altfel. Noi le-am făcut un contract, un contract, un regulament de ordine interioară în care am specificat că roșurile șase, luate, și luate galbenele și roșul de iurea o să li se tragă bani noi la sfârșitul turului și returului în funcție de poziția în clasament. Sperăm că ne calificăm în Liga 4 și mergem mai departe, atunci fiecare o să-și primească un fel de salariu, că doar nu este da, nici chiar aveți așa un, un bonus financiar pentru rezultate e, exact. și bănuiesc că și pentru minutele jucate, că nu cred că va lua unul care a jucat 10 minute la fel cu unul care a jucat nu, toate nu 10 meciuri noi, și prezența foarte mult face ca tu dimineața, de exemplu, dacă ai meci la ora 11 și la ora 9 când ne întâlnim să fie acolo, să te luăm să mergem la meci chiar dacă nu joci. Prezența face foarte mult, fiindcă te poți baza pe un om că știi sigur că vine duminică de duminică. Și ala o să primească. Fiecare să-și primească un fel de salariu pentru, na, pentru aportul adus la echipă, în funcție de... Și că tot ai vorbit de partea asta financiară, fără să dăm, nu știu, nume de firme, aveți persoane care vă ajută pentru a vă îndeplini acest obiectiv? De unde vine? de unde vin banii? Primăria, firme, cum aveți... Această parte financiară pentru a asigura jucătorilor o primă, un bonus, sau cum considerați voi că trebuie să-i recompensați? În principiu, aportul financiar de la Clubul Academic Gălănești este susținut de către activitatea domnului Crăciun Doriel și din sponsorii care au dorit să, ni se, să fie alături în proiectul nostru. Momentan, fondurile alocate de la Primăria Comunii Gălănești nu am. Nu am alocat, dar avem în vedere acest lucru. Mai întâi acceptăm un pic să vedem rezultatele echipei, eventual promovarea în Liga 4 -a și atunci vom face tot posibilul ca să sprijinim și din punct de vedere financiar clubul. Este final de an, a terminat pe locul întâi, probabil că și domnul primar, atunci când va face bugetul pe la anul, știe care e o echipă care urmează să meargă exact. la un eșalon superior și este nevoie de o implicare financiară mai mare și sunt convins că va prinde în buget o finanțare pentru clubul academic a Gălănești, pentru că din ceea ce am vorbit eu cu Ionel, oricum vă asigură multe facilități și cu transportul și cu ceea ce se poate face în organizarea meciului de pe teren propriu și nu de aici, colea să primești câte ceva de la fiecare. Eu mă bucur că aveți acest sprijin financiar și din partea unor oameni de bine, că așa trebuie să-i numim, care, așa cum mi-a mai spus Ionel, unul mai dă o motorină, unul mai dă o masă, exact. aveți aceste tricouri frumoase, adică ați primit și echipament, bănuiesc că din partea sponsorilor. Luăm o scurtă pauză de publicitate și vom reveni în partea a doua emisiunii cu proiectele celor de la Academica Gălănești pentru că au terminat turul pe locul întâi și se gândesc foarte serios pentru ceea ce va urma la anul atunci când vor activa la Liga 4. O scurtă pauză la cena sportului și revenim imediat. Revenim în direct cu scena sportului, vorbim despre fotbal, avem invitați reprezentanții liderului serie a doua, Ligia 5 -a la fotbal, reprezentanții clubului Academic Agălănești, domnul Cruționel și domnul Horodnic Vasile. Am vorbit în prima parte despre cum ați pornit acest proiect și îmi spunea Ionel că aveți un proiect pe termen lung, măcar pe termen mediu, dacă îl numim așa, și sunteți practic cu un pas în Liga 4. Ce urmează pentru voi? Aveți un retur, nu știu, cumva este programul și n-am vorbit de care sunt adversarii voștri care vă pun probleme. Ce urmează în prima parte a anului și ce vă propuneți dacă veți promova la Liga 4? Returul totdeauna este mai greu că turul, din cauza că poziția în clasament care o avem te împinge să aspiri mai la mai mult. Avem un meci foarte greu la Salcea, din prima etapă, acolo dacă am Câștiga, am eliminat salgea din calculele de promovare, că e pe locul 2. Și mai avem un meci greu la marginea. Dar, până la urmă, toate meciurile grele, dacă stai să le socotești, așa că nu știi niciodată ce jucători mai aduc oamenii, ci cum se joacă și așa. Deocamdată, planurile care le avem pe viitor e să promovăm. Să ne vedem pe locul 1, promovați, și după aia să sperăm că în liga 4, primul an, să facem o figură frumoasă, să fim pe la jumătatea, pe la jumătatea de clasamentului. Mai vedem, na. Mai aducem jucători cu experiență, că oricum la Liga 4 e alt fotbal, e altă cerință, alte mai multe lucruri care trebuie pus la punct. Deocamdată pentru Liga 5 noi suntem foarte bine, dar pentru Liga 4 -a e un început greu. N-am fost niciunul, nu cred că niciun jucător de la noi nu a fost în Liga 4, să vadă cum e, să știe despre ce e vorba și cum e. Să fie foarte greu, dar sperăm că o să treacă. La, la Liga 4, dacă veți merge, mi se pare că aveți... Nu mi se pare, sunt sigur că aveți cerința de a face o echipă de juniori. Uh, da. cum stați cu, Alex este profesor de sport în zonă, cum stați cu ceilalți uh, profesori de sport de la, nu știu, hai să spunem, Gălănești, Vicov, pentru a avea un nucleu de juniori de acolo din, din, din zonă, pentru că bă, sunt uh, acei copii clasele 5-8 care vor activa la juniori. Aveți deja perspectiva unui lot de juniori, ați vorbit... Uh, cu profesori de sport, pentru că ei trebuie să vă ajută, în primul rând. Că nu cred că puteți voi merge la școală să spunem tu și tu vii la fotbal că știu că ești bun. Tot profesorii de sport sunt cei care o cei da. talentați. Uh, în primăvară am, am, am căzut de comun acord cu conducerea și cu profesorii ca să facem un fel de preselecție la ei clănești, să vedem ce am putea aduna noi ca juniori. să avem în spate ca juniori, să putem le organiza niște amicaluri, că momentan. Pentru Liga 5 an, nu, pentru Dâns, nu avem o echipe de juniori ca să se joace. Dar în parteneriat cu domnul Bărâ de la Vicov, domnul Mitică, am promisiune că o să mă ajute și cu profesorul care este la școală, de exemplu, profesorul Alexei la Voitnil și așa, mai este profesorul Bărâ, mai este Burlică, profesor care încercăm prin sprijinul lor să ne ajute cu o echipă de juniori. Acum vedem, să ajungem în primăvară să vedem despre ce e vorba. Acum sponsorii care ne, ne ajută, ne-au dat un rând de echipamente și mi-au făcut promisiunea că facem și un rând de echipamente pentru juniori, dar trebuie să știm pe ce ne bazăm. Ce oameni avem, ce copii, cât de mici, mari și ca să putem să-i rulăm. Tu ai vorbit de echipament, nu te-am întrebat cum stați cu celelalte resurse materiale bă, care... Trebuie la un club, în speță, materiale de antrenament, mingi, plase, nu știu, poate aveți porți mobile sau deja sunt uh, utopii pentru Liga 5. Aveți uh, și alte materiale? Cum stați la capitolul bază materială, Vasile? Stăm uh, bine din acest punct de vedere, avem mai multe uh, mingi, avem mai multe rânduri de echipamente, avem plase noi la porți, fanioane chestionate noi pentru colțurile uh, de la teren. Deci, și o să încercăm să îmbunătățim, desigur, acest aspect, dar pentru nivelul la care suntem, eu cred că sunt condiții deja peste media la care ar fi nevoie. Jucătorii să în continuare seriozitate, iar noi, cei din partea administrativă, le vom oferi tot sprijinul material și moral de care vor avea nevoie pentru a atinge performanțele dorite. Uh, uite, Ionel a spus că Liga 4 -a este un pas mai mare și implică o mai bună organizare, chiar și niște transferuri a unor jucători mai cu experiența Ligia 4, nu că e vorba de experiența în vârstă. Cum crezi tu că se va gestiona această situație? Va face clubul Academica Gălăniș față în Liga 4? Pentru că acolo sunt mulți. În primul rând, nu ar fi să zici că vai să speri nume, dar sunt echipe cu tradiție, echipe din orașe. Da? Adică avem un Liteni, Dolhasca, Câmpul Lung, s-ar putea să vină Vatra Dorne din nou. Da nici nu mai știu care sunt echipele care LPS-ul care are o pepinieră extraordinară, chiar dacă copiii sunt tineri, joacă un fotbal frumos și spectaculos, dar sunt și echipe în sol ca care a fost ani de zile la Liga 4, acum s-a înscris la Liga 5, grămește un frătăuții vechi, dar frătăuții vechi cu performanță, adică frătăuții vechi în ultimii ani totdeauna au terminat în, primile primele patru cum crezi că va fi, nu mai spun, dacă tot am pomenit de frătăuții vechi, cu siguranță că va fi un derby zonal aici și va merge uh, toată zona rădăuțului la aceste meciuri, că se va înfrunta Gălăneștiul cu frătăuții vechi. Crezi că veți face față? Da, deci noi deja din acest an am, făcut, am efectuat câteva meciuri de pregătire cu echipe din Liga 4 și aici mă refer în special la uh, vechi, Grămești, Vatra Moldoviței, Întâniele, Întâniele și pot să zic că acasă am câștigat cu toate echipele și am înregistrat un, un egal, dacă nu mă la, la, la vechi. Deci, dacă ar fi să comparăm uh, cu nivelul celor de acolo, noi deja la lotul actual pe care îl avem, ne-am clasa la jumătatea sau chiar în prima jumătate a clasamentului. Însă, proiectul nostru, să zic așa, ar prevede următorul aspect. Să promovăm în Liga 4 -a, în primii doi ani de zile, prin aducerea unor jucători noi uh, și păstrarea nucleului actual, să încercăm să ne menținem acolo, să zicem, în primele șase echipe, la Ligia 4, după care, deja, dacă ne păstrăm uh, mai mult de trei ani de zile în Liga 4, noi am dorit totul să fim pe podium. Adică să țintim locul 3, locul 2, dacă este posibil. Dar asta sunt un cumul de factori care, de care vor depinde obținerea acestor rezultate. Ați vorbit la început despre contextul pandemic. Că cred că și voi ați fost una din echipele afectate, cel puțin anul trecut. Nici nu știu dacă a fost campionat anul trecut, nu cred că a fost campionat. Uh, da, cum v-a afectat și care sunt condițiile de desfășurare a meciurilor la, la Liga 5 -a? Vă afectează acest lucru? Ați avut probleme? Nu știu, a trebuit să faceți alte demersuri medicale? Cum, cum, cum decurge treaba la Liga 5 -a? La Liga 5 -a, conform reglementărilor în vigoare, în momentul când s-a desfășurat prima etapă, la cer, când am avut și noi deschiderea și meciul cu Salcea, am fost uh, cumva obligați să uh, aducem la cunoștința jucătorilor și să îi punem să semneze acea adeverință prin care ei își asumă faptul că își asumă obligațiile legate de această pandemie. Lucru realizat de către noi, mereu când ne prezentăm la meciuri, avem acele adeverințe la noi. O parte dintre jucători au efectuat deja vaccinul, o parte nu. Noi, cei din partea administrativă, nu putem să le impunem deci o obligativitate a vaccinării, pentru că, na, vaccinul este un act medical cu consimțit, cine dorește și consideră că e bine să-l facă, îl facă, cine nu, nu. Sunt și variantele de a trece prin boală sau de a avea anticorpi. Deci, Ați atins de un decizări. 50% la pragul de vaccinare? De La noi mulți se ascund de chestia asta <laughs> că au vaccinul. Nu prea putem ști exact, dar oricum, cred că profesorii care ies la noi au făcut vaccinul, Dorel Crăciun fiind patronul a făcut vaccinul, Nemitic Izbera a făcut vaccinul, oricum, unii va acolo, ni, la 50, 45 aici ne ni, învârtim. Ni Majoritatea au, făcut -ă, trecut prin boală și cred anticorpi. De exemplu, eu am trecut prin boală și am anticorpi, am făcut ea ala din sânge, yes, așa, da, și da. am cam anticorpi, nu știu, acum, momentan cu vaccinul mă mai abțin un pic. Trafia, Dar după... din punct de vedere sanitar, asigurați, nu știu, norme de igienă, cu dezinfectanți, cu aerisirea vestiarilor, cu distanțare socială. Eu știu că acolo nu sunt chiar vestiarul să vă înghesuiți toți cu oaspeți la un loc. Bănuiesc că sunt condițiile necesare pentru a nu Noi, după fiecare meci, fi discuții e... că s-a îmbolnăvit cineva pentru că a fost la meci la Gălănești. Eu, de exemplu, eu personal mă ocup cu îngrijirea vestiarelor personal după ce se termină meciul, în timpul săptămânii aerisesc, pot tot afară, scuturi, șterg, introduc înapoi înăuntru. Deci nu, despre asta nu o să fie nicio problemă. Problema e doar dacă unul are și nu spune, atâta. Singura problemă, dar din cauza igienei niciodată, fiindcă e foarte curat în... Acolo am cumpărat covoare, am pus pe jos, am, deci poți intra și discurs, nu încălțat, nu. Deci, condiții pentru Liga 5 -a, foarte bune. Mă încercăm să, M am spus, trebuie să caut niște sponsori să mă ajute cumva să fac niște rafturi, chestii, du-la-peoare, așa, modern. Că uh, momentan e... Cât mai ai de gând să ții jucători în priză? Pentru că s-a terminat uh, de vreo lună de zile, cred, campionatul și cred că aveți 3 sau 4 meciuri amicale. Cât aveți de gând să continuați cu seria meciurilor amicale? Mai avem acum duminică un meci cu Păin ca care noi am fost la ei și acum cumva vine înapoi. Și mai am o promisiune la băieți de la Siminicea. Pe duminica viitoare, dacă ne mai permite vremea și dacă nu, am încheiat. Pe anul ăsta cred că e cam gata. Dar o să ținem jucătorii în priză, fiindcă o să ne înscriem la un sintetic ceva sau la o sală, să facem tot cu o mișcare, că cu cât mai ne legăm mai bine, cu atât jucăm mai bine. Dacă se va organiza campionatul județean de futsal, vă veți înscrie? Da. da, da. Noi toți ani ne-am înscris. Doar că contextul nu a făcut să mergem mai departe. Adică am 2 ani când am fost ultimul, am ajuns până din grupe, am ieșit. Dar este una. Acum ne scriem că noi noi n-am refuzat nicio competiție, să știți. Deci încă pandemia era în floare și da de voie să amical amicalul de astea. Am fost prima echipă, cred că pe județ, care la Liga 5 a făcut a doua de amical noi. Deci eu sunt nebun pe fotbal, să știți. Pentru mine fotbalul... Uh, ai vorbit cu colegul tău de la Dărmănești, cu Andrei, pentru că și ei sunt lideri în uh. seria 1 a Ligia 5 -a. Poate vă măsurați forțele și cu liderul seriei 1 a Ligia 5 -a, să vedeți cum stați voi, cum, stați, uh, cum stau și ei. Pentru că și acolo este o emulație deosebită, un lot destul de tânăr, din ce am vorbit cu Andrei. Și ar fi interesant așa de văzut care este nivelul Ligia 5 -a. Pentru că pe vremuri când erau uh, Cred că erau numai două serii de liga 5, dar erau cu vreo 16 echipe. Uh, era foarte interesant de văzut. Uh liderul din zona asta, Rădăuț Suceava, cu cei din partea cealaltă câmpul lung, Vatra Dornei, pentru că totdeauna veneau echipe puternice, puternice și deosebi în pauzele competiționale se căutau aceste amicale, adică echipele din, de pe primele locuri Ar din seria să asta să joace cu cele de acolo, pentru că era sigur că vor urca la Liga 4 -a și să știu, să, știu, să știu la ce se aștepte. Eu l-am sunat pe domnul Andrei de la Dărmănești, chiar după meciul cu Bosanci. Ei fiind în grupă, 10 echipe și noi fiind de 8, eu am mai avut două meciuri în plus. După ce a terminat -i returul, uh, turul, l-am întrebat dacă vrea să fac cu un amical și au spus că momentan el nu e dispus, că nu știu ce, acum orică tatonează terenul să vadă, să ne prindă, că suntem <laughs> mai slabi să ne poată bate, <laughs> glumesc acum. Ori, nu știu, da. fiecare își gestionează echipa cum vrea. Eu, vorbind cu domn profesor Alex, spus, a spus, că spus că ok ar fi să jucăm amicalul. Nu mai că jucăm cu echipe mai tari, cu echipe mai slabe, nu contează. Important e să ne jucăm, să ne menținem forma, cât de cât, se mai poate. Că oricum, cred că returul o să înceapă undeva la sfârșitul aprilie, începutul iunie, eu știu, nu știu exact când începe. Și până atunci, vă da, să mai este timp și trebuie, trebuie omorige, omogenizat în continuare o, lotul, că noi suntem pe primul loc, dar noi tot mai avem câte o scapare univa în tot nu se leagă ceea ce trebuie încă momentan. Dar timpul... să știi că mulți antrenori sunt și la, nivel, la nivelul ligii întâi, preferă, numai că nu se mediatizează, dar eu îți spun sigur că sunt uh, antrenori la nivelul ligii întâi care preferă jocurile școală, jocurile test în timpul săptămânii cu adversari din ligii inferioare tocmai pentru uh, ei cred că mai bine este un antrenament mai reușit pentru a vedea jucătorii dacă respectă ceea ce li se spune dacă au crescut dacă stagnează în anumite aspecte și cred și eu că aceste meciuri amicale sunt foarte utile în primul și în primul rând nu ar trebui să conteze rezultatele meciurilor amicale Antrenorii trebuie să-și facă o idee asupra jucătorilor pe care se pot baza, să cristalizeze un lot să le dea minute tuturor jucătorilor poate sunt jucători care nu au evoluat mult în campionat au ocazia să evolueze meciurile amicale doar exact, că nu e, să exact. nu fie presiunea -ă, rezultatelor din păcate suporterii din ziua de astăzi ar vrea, dacă se poate, echipa favorită să câștige tot și amical și oficial și Cupa României și Champions League și ar nu mai cu... știu ce, da, să câștige pe... Nu se poate așa ceva și dacă vrei să pregătești niște uh, copii și dacă ai un lot numeros, cum sunteți și voi, cu vreo 24, doar prin meciurile amicale pot juca, pentru că, da, joacă 11 jucători, mai intervin 5 schimbări, 16 jucători, da, din 24. 4 nici nu intră pe foaie, că nu intră, că sunt doar 20. Da. Și atunci aceste meciuri dau posibilitatea unor jucători să arate conducerii, să arate uh, antrenorilor că pot și merită să fie acolo. Exact. Uh, când se va relua returul? Din momentan nici n-am uh, vorbit cu domnul președinte Anton, dar cred că univa v-am spus, ori la sfârșitul la aprilie, ori la începutul lui, Iunie, ceva de genul, nu știu exact. Mai. Sau mai, așa, Scuzăm. Da, te scuz dar e, uh, un, da Liga 5, -a, dar sunt puține echipe și da, e destul de târziu pentru că. De exemplu, Liga 1 oricum nu prea are pauză, Liga 2 se rea prin februarie și Liga 3 pe la sfârșitul februarie. Deci voi reluați destul de târziu, dar asta este un plus pentru că veți prinde terenuri bune. Exact, exact. E da. Eu păcat că eu aș fi preferat să joc <coughs> acum, că cum am făcut amicală putem juca, dar fiind puțin echipe în grupă, la nu mai avem ce juca. Atâta că am înțeles că vrea să fac un play-off ceva dintre echipele câștigătoare, ceva de genul, dar încă nu, nu, nu e ceva sigur pentru dâns, că nici nu știu exact pe ce se bazează. Pandemia asta e ceva care nu e concret nimica, de azi pe mâine. Dar nu oricum, o să mai jucăm amicaluri, o să mai jucăm la sală, o să ne înțelegem cât o să putem. O să mai faci și câte o petrecere? Vreau să mă întreb, uite, dar îmi dăm cuvântul la partea administrativă aici, pentru că Vasilică știu că e implicat mult și în partea administrativă. Când e banchetul pentru băieți pentru turul de campionat? Pentru promovarea în Liga 4 va fi cu totul special. Asta, sunt convins asta că domnul Ionel să fie, să niște focuri de artificii niște. deja pentru la vară, dar acum când va fi repriza a treia a turului de campionat? Aici, în principiu, eu ce pot să zic, că deja noi anul acesta în ianuarie când am început deja să cristalizăm lotul, prima întâlnire a noastră mai serioasă a fost la într-un cadru non-formal. Adică, băieți, îți vine ok, cu familia, să fim dezghețați, să ne cunoaștem mai bine, să socializăm. Și acest lucru l-am realizat după dorința domnului Cruț. Anul acesta, ce să zic, domnul ce Cruț, să cred că ne pregătește o surpriză și cred că el vă poate spune foarte clar. E, am, am, pus de, am, căzut de cum un acord cu liderii echipei care își pot da cuvântul și a spune că e ok sau nu e ok, că eu mă consult cam cu toți, chiar dacă e mai puțin jucător, mai mic sau mai mare, ca statut în echipă. Și am zis că după sărbătoarea Sfântului Nicolae o să facem un fel de tăiere a porcului cu toate familii, cu tot univa restrâns, tot așa pentru noi ca să sărbătorim statutul de lider. Exact. E frumos să fii Oricum pe primul Oricum noi am sărbătorit pe fiecare mici acum solo sau cu sărbători, <laughs> că <laughs> pentru uh... echipa din Galănești ca să fii permanent pe locul întâi, de la etapa a treia. Să fii permanent și să joci cu orice adversar să și să-i omăgești. Am bătut, de exemplu, Verești, am bătut cu 11-0. Da, dau exemplu. Și așa, e ceva schimbător și pentru oamenii de acolo. Să știți, că stau speriați. M-a venit un moș care nu l-a văzut în viața mea și mă a întrebat, dar ce vrei să faci cu echipa asta? Unde vrei să o duci? Că se bate tot așa. Na, unde? Unde merge? Cât merge? Sunt niște chestii care da, dar știi că asta eu mulțumesc e, pentru mine. Există și reversul. Știu, știu. La primul semi-eșec, ca să nu spunem eșec, acel moș care a spus tu o să vină și o să spună dar ce s-a întâmplat? Dar de ce nu mai jucați? Ați avut voi ceva? Ați greșit? Ați am făcut am o match, combinație? N-au dormit jucători? Au fost la discotecă? Că nu e vorba că sunteți la Liga 5 -a, nu aveți cu da, no. ce să dați și cui să dați. Vreau dar eu v-aș întreba uh, amândoi ați activat în fotbalul județean ani buni de zile. Uh, cum vedeți voi nivelul în momentul de față? Credeți că este peste ceea ce a fost în ultimii 10 ani sau a stagnat sau din contră este în regres? Vasile, cum zici? Din punctul meu de vedere, trecând prin uh, etapa juniratului, deci debutul meu în formal s-a realizat la Bucovina Frătăuții Noi și mulțumesc pe această cale domnului Iulian Ionese și dumneavoastră. Părerea mea este că nivelul de atunci, de acum câțiva ani, era mai ridicat comparativ cu nivelul de, din prezent, de actuală. Acum cauzele, desigur, sunt de mai numeroase. Ceea ce este destul de greu la nivelul ăsta e să faci parte de, de jucători. Foarte, lume, foarte multă lume pleacă în străinătate, Na, și aici ne referim la, la, tineri. Ok, îi avem pe timp de vară, în principiu, sau luna septembrie, reușesc să prindă două, trei meci, după care ei pleacă în străinătate și atunci nouă, noi avem niște planuri și ne dau cu totul peste cap uh, organizarea. Dar, per total, uh, după cum a zis, cred că nivelul din trecut uh, era mai, un pic, era mai ridicat comparativ cu cel din prezent. Ionel, împărtășește împărtășești aceeași idee? Crezi că în trecut era fotbalul mai spectaculos? Era mult mai spectaculos, erau mult, mult, mai multe echipe. Deci multe echipe s-au desfințat. Volovățul, Horonicu, Vicovul, Pizon aici vorbind. Multe echipe care au. Aveau... De acolo, de la Munte încoace, deci multe butna, care a avut exact, tradiție exact, foarte multe, mare. Da Multe echipe s-au desfințat, și mulți jucători au plecat, alții. Și, să știți că și tineretul nu e ceea ce era înainte. Uite, eu -ți dau un exemplu: ceea ce a spus Vasilică. Când a venit Vasilică la juniori, la frătăuții noi, Eram 40. erau 40 de juniori. Deci se făcea lot. Deci se făcea la un meci lot, rămâneau 22, nu era cu 20 ca acum, ca acum e cu pandemia și două locuri în plus pe foaie, erau 18 jucători, 22 rămâneau în afara lotului. Acei juniori când mergeau, de exemplu, în deplasare cu echipa mare fiind la Liga 4, -a, totdeauna când jucau în deschidere, nu mai spun că ei erau, își doreau, își dădeau totul și au avut rezultate deosebite în primii ani la juniori, și jucau cu cluburi de tradiție, că veneau cei de la Suceava, cu profesori de sport, cu tot ce implică o organizare, Totdeauna am văzut, nu vorbim aici doar de frătăuții noi, toate echipele care erau la Liga 4 atunci și aveau acei juniori A1, juniorii de, de, mai tare așteptau să termine meciul, să stea pe marginea terenului să vadă echipa mare. Și trăgeau cu un ochi așa la echipa mare ca să vadă, oare când îmi vine și mie rândul la echipa mare. Exact. Și mi-aduc aminte cu plăcere când interveneau perveneau anumite probleme la echipa mare, lipseau un jucător, doi, nu puteai să ai pe toți și luai din rândul exact. juniorilor, luai de la juniori, îi promovai dacă îți permite rezultatul automat, de dădeai și minute să joace și erau extraordinar de bucuroși. La fel cum este acum la copiii mici care atunci când îl introduci pe un copil în teren, chiar dacă el joacă două minute nici nu atinge mingea. El îți duce acasă și spune părintelui că a jucat, că a fost băgat și a jucat meciul. Nu contează că el nu a atins mingea. Exact. Este bucuria jocului. Asta vreau să spun, că înainte era bucuria jocului. Nu erau pretențiile financiare, nu erau fel de fel de mofturi, că apa caldă, că ghetele îl strâng, că a bătut vântul, că e terenul prost, că l-a furat arbitru. Înainte îți venea să ca fotbal de plăcere. De plăcere exact. Da? Se strângeau toți după meci, toți împreună ca o familie. Tu încerci, și acum eu de asta admir ceea ce tu încerci să-i faci o familie, dar totuși na, intervin și aceste bonusuri financiare într-un fel îns pentru că toată lumea spune, bă, nu mai merge fotbalul ca înainte cu o ciocolată și cu o promisiune. Exact, exact. Dar totuși, din punctul meu de vedere, pretențiile unora sunt peste ceea ce oferă ei. Exact. Eu mi-aduc aminte, acum când jucam la Horonic, am făcut o dată Cupa Mărțișorului dumneavoastră cu echipa de la Frătăuț, Putna și nu știu mici, în martie era. Era o zăpadă, Dumnezeu, Domnul, cred că avea vreo jumătate de metru. Și noi, în pantaloni scurți, hai să jucăm fotbal. Ia te de cum un copil să joacă fotbal pe vremea aia. Nu, dar în primul nu rând nu îi părinții. Unul. Acum și părinții au partea lor divină, pentru că eu aici la, la, scena sportului totdeauna fac un apel uh, către părinți să lasă copiii să facă sport, indiferent de sportul care îl practică. Uh, vai că frig, vai că bate vântul, plou. Am ajuns în zilele uh, astea. dacă plouă, și... sună părinți. Vai, dar mai jucăm azi, nu se joacă, că plouă afară. Că cum, mai este meci azi? Na, nu mai jucăm, că dacă plouă, stăm în casă o lună și nu mai ieșim afară, că exact. plou. E foarte delicată problema asta cu dorința tinerilor de a face mișcare, de a face sport. Mai avem trei minute până la final. Domnilor, v-aș ruga cuvânt de încheiere și un mesaj către colegii dumneavoastră, către suportele dumneavoastră. Da, noi încercăm să menținem flacăra vie la, la Gălănești, din punct de vedere al fenomenului formalistic. Așteptăm toate părțile interesate să ne se alăture în acest proiect. Noi ceea ce putem să promitem este faptul că vom face tot ce este posibil ca să noi dezamăgim și sperăm să punem gălănește acolo pe harta folbolului calitativ, cel puțin la nivelul județului Suceava. Da, pentru că a fost pe farta fotbalului național la nivel de Liga 4 -a, nu știu dacă a fost Gălănești cel puțin în ultimii 15 ani nu cred că a fost, dacă veți reuși acest lucru este o mare performanță în primul și în primul rând, după care urmează responsabilitatea menținirii și a creșterii în valoare an de an, așa cum a spus voi Ionel, cuvânt pentru suporteri, cuvânt pentru colegi cuvânt de închere a tot ceea ce înseamnă mișcarea și spiritul academic a Gălănești. Eu prima dată vreau să le mulțumesc colegilor de echipă, că au ceea ce vor, ceea ce vrem noi de la ei, ceea ce li cerem. Vreau să le mulțumesc sponsorilor, fiindcă nu scapă de gura mea niciodată și mă țin de dâns până obțin ceea ce doresc. Și vreau să mulțumesc publicului care permanent vine meci de meci. Și în deplasare și acasă, și să alături de noi. Și nimeni țin așa un, o palpitație la inimă când îi vezi că vin oameni și îți dă o mândrie așa, băi, am mers în deplasare cu atâția oameni, suporte chestii, ceva, fiecare cum înțelegi fenomenul, eu pentru mine e ceea ce mi-am dorit eu ca fotbalist am, pentru Liga 5 -a. pentru Liga 4 așa, asta altă să fie mai mari cerințe. Și mulțumim pentru invitații și ce să vă zic, asta este. Sperăm că la anul să vinim cu cupă aici. Da, vom, vom mai urmări, cu siguranță, vom urmări parcursul echipei academică Gălnești. Vom, fi, vom încerca să fim prezenți și la un meci, să luăm niște cadre, să luăm niște interviuri la băieții care joacă la Gălănești, să vedem care este pulsul tribunei la Gălănești. Eu vă felicit pentru parcursul foarte bun care l-ați avut în acest tur de Mulțumim. campionat. Vă felicit pentru proiectul frumos pe care l-ați creat acolo la Gălănești. Vă doresc succes în acest retur de campionat, pentru că, da, aveți două meciuri foarte grele cu principalele candidate, aveți în deplasare. Vom mai fi prezenți cu siguranță aici în studio să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat la Academica Gălănești, Mult succes, felicitări pentru ceea ce ați făcut. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost cena sportului de astăzi, am vorbit despre fotbal, am avut invitații reprezentanții clubului Academica Gălănești care au terminat turul serii 1-a Ligia 5 la fotbal pe primul loc și își propun să promoveze la Liga 4 -a, unde la fel au așteptări foarte mari. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, o zi minunată să aveți. La revedere!